El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 27. Unul dintre cei mai vestiți compozitori și cântăreți americani este Irving Berlin. Ceea ce îl face deosebit este că nu poate să citească notele muzicale. Oriunde merge el, poartă un pian adaptat special pentru el. Ori de câte ori dorește să cânte folosind diezi sau bemoli, acționează o pedală specială care schimbă întreaga claviatură. El nu știe să folosească clapele negre, iar vocea lui este îngrozitoare, răgușită ca mieunatul unui motan, căruia i-a fost prinsă coada în ușă. Cu toate acestea, atunci când el începe să cânte, din piepturile ascultătorilor erup ca un vulcan cele mai deosebite aclamații. Unii dintre aceștia sunt gata să strige până ce ei înșiși răgușesc. El cântă propriile compoziții și toți se manifestă cu sălbăticie. Ciudățenia vocii lui și limitările în folosirea pianului nu îi pot împiedica efectul cântecelor sale. El este cu adevărat fantastic atunci când interpretează I am dreaming of a white Christmas. În timp ce el cântă, gândul fiecărui ascultător se întoarce spre familie, prieteni, la zilele fericite și la momentele frumoase petrecute cu cei dragi. Cum ați explica sau ați descrie ceea ce înseamnă o sărbătoare în viața dumneavoastră? Norman Vincent Peale a vorbit despre doi oameni ce așteptau la culoarea roșie a semaforului pe strada 5 Avenue din New York, în seara sărbătoririi Crăciunului. Unul dintre ei era profund iritat din cauza traficului. Acest oraș este dezorganizat complet, a murmurat el. Privește ce nebunie și ce trafic, este teribil. Trebuie să se facă ceva. Celălalt a fost mult mai filozofic. Gândește-te puțin, a adăugat el. Știi, s-a născut un copil într-o familie simplă de țărani, ce nu aveau nici bani și nici poziție socială, undeva departe de locul acesta, acum aproape 2000 de ani. Și iată că acest fapt a provocat acest blocaj de trafic pe această stradă, una dintre cele mai sofisticate din lume. Acest fapt te nemulțumește și te irită? Ar trebui mai degrabă să te fascineze. Cu adevărat, ceea ce se întâmplă sub ochii noștri ar trebui să ne fascineze. Un copilaș născut într-un sat obscur din Iudeea, având părinții simpli, cu un statut doar de refugiat, a făcut ca în această perioadă specială a anului milioane de oameni să fie provocați de nașterea sa. Slavă lui Dumnezeu pentru acest impact! Acest eveniment te va provoca să te apropii de Dumnezeu sau să îți exprimi nemulțumirea tot mai crescândă a inimii tale. Doamne, Dumnezeule, ajută-mă să am inima deschisă ca nașterea Fiului Tău să-mi schimbe comportamentul și să-mi umple inima cu pace. Amin.